Sfântul Ioan Casian, patima iubirii de arginți și vindecarea ei prin milostenie. Capitolul 1. A treia patimă împotriva căreia creștinii trebuie să lupte în urcușul spre desăvârșire este iubirea de arginți sau argirofilia. Aceasta este o boală grea a sufletului larg răspândită și generalizată în lumea contemporană. Fiecare dintre noi ne străduim din răsputeri să ne adunăm averi aici, pe pământ, să ducem un trai decent, spunem noi, al cărui standard crește de la o zi la alta. Toți căutăm câștiguri mari pentru a ne putea permite tot mai multe bunuri oferite din belșug de către societatea de consum. Ajungem astfel să trăim pentru a consuma și a poseda și nu pentru a ne mântui. Uităm că suntem fii ai lui Dumnezeu și că vitală pentru noi este relația cu El, încercând să stabilim relații cât mai strânse cu materia și banul. În acest fel, în loc să-L avem pe Hristos ca centru al existenței, așezăm în centrul vieții noastre materia. De aceea, bine observă Sfântul Ioan Casian că patima argirofiliei este o formă de idolatrie. Nu-L mai cinstim și adorăm pe Dumnezeu care ne-a dat viață, și venerăm banul căruia noi i-am dat viață și pe care l-am creat spre a ne sluji și înlesni existența. Însă, în loc să-și împlinească menirea, banul a devenit pentru noi un idol și o cauză a multe suferințe. De aceea, patima iubirii de arginți este un obstacol greu de depășit în calea mântuirii noastre și trebuie să o izgonim din suflet, sădind în loc virtutea milosteniei și a simplității. Sfântul Ioan Casian consideră această patimă deosebit de grea, pentru că ea este rădăcina tuturor relelor din care se nasc multe alte vicii. Și aceasta pentru că în vederea obținerii câștigului râvnit, pătimașul este în stare să facă orice compromis, săvârșind orice păcat și lăsând loc pentru pătrunderea altor patimi în suflet. Sfântul Ioan susține că această patimă este străină de natura noastră. În opera sa, un element central îl constituie concepția despre cele două stări ale naturii umane. Este vorba de natura originară a omului, adică starea de nepătimire și puritate în care omul a fost zidit de Dumnezeu, și de natura căzută, supusă stricăciunii și morții ca urmare a păcatului strămoșesc. În urma căderii în păcat, această stare de stricăciune a devenit, din nefericire, starea naturală a omului, iar păcatul, prin reprezentarea sa, devine o a doua natură. În această stare, înclinația spre păcat se face resimțită din fragedă vârstă, încât patimile par să aibă începutul în noi. Însă patima iubirii de arginți este străină chiar și de această natură căzută, căci vine din afara ei. Dar pe cât de ușor poate fi evitată și respinsă, pe atât de greu este de alungat. Pătrunderea acestui viciu în inima noastră este rezultatul unei greșite libertăți de voință. Sfântul Ioan demonstrează că nu Dumnezeu este răspunzător de păcatele noastre și de răul pe care le săvârșim, ci noi înșine și libertatea voinței noastre pe care o folosim greșit, îndreptându-ne spre cele rele. Căci nu este de vină meșterul care face o unealtă de fier dacă cineva o va folosi spre a ucide, ci vinovat este, evident, criminalul. Așadar, după ce a pătruns în suflet, acest viciu este foarte greu de isconit din cauza mândriei și a uitării de Dumnezeu a pătimașului, care idolatrizează și adoră banul și materia. Sfântul Ioan Casian insistă foarte mult pe descrierea modului de manifestare a acestei patimi, lucru nemai întâlnit în opera sa. El însuși motivează această descriere amănunțită prin faptul că fără o prezentare a cauzelor și a manifestării acestei boli, bolnavilor nu le va putea fi oferită îngrijirea cuvenită, iar cei sănătoși nu ar ști cum să se păzească de contaminare. Ca în cazul fiecarei patimi și virtuți despre care vorbește, Sfântul Ioan ne arată că patima argirofiliei se înrădăcinează adânc în inimă și că ea nu va putea fi combătută decât dacă va fi stârpită din suflet. Semnul biruinței asupra acestui viciu este răceala inimii față de orice parane însemnată. Căci păcatul nu înseamnă doar săvârșirea faptei rele în mod concret,
ci mai ales aceasta își are rădăcina în păcatul cu inima și cu gândul. Pentru izbăvirea de patima iubirii de arginți, Sfântul Ioan ne îndeamnă mai întâi să urmăm exemplul sfinților, căci aceștia, prin viața pe care au dus-o, s-au învrednicit de intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Imitându-i pe aceștia, să ne rupem de această lume, adică să ne înstrăinăm de obiceiul și mentalitatea lumii contemporane, care așează banul și materia pe primul loc. Să nu ne facem părtași freamătului lumii, pentru a nu ne slăbi puterile sufletului și pentru a nu cădea în mrejele altor patimi. Doctoria acestei boli cumplite este, spune Sfântul Ioan, sărăcia, însă nu în înțelesul pe care îl are ea astăzi. Pentru acest mare teolog, sărăcia are un dublu sens. Astfel, pentru monahi, ea înseamnă votul sărăciei depus la intrarea în monahism, adică renunțarea de bunăvoie la toate bogățiile avute în lume și la cele pe care le-ar putea dobândi în mănăstire. Pentru mireni, sărăcia înseamnă milostenie, privită ca o sărăcire de bunăvoie în sens figurat, o renunțare din iubire și compasiune la unele bunuri și la câțiva bănuți pentru a-i ajuta pe semenii aflați în nevoie și în suferință. Această renunțare, prin săvârșirea ei tot mai deasă și din toată inima, devine o virtute capitală pentru orice creștin, tămăduind boala grea a arghirofiliei. Scopul milosteniei, al renunțării la o părticică din câștig, este de a-l face pe cel pătimaș să nu mai prețuiască atât de mult materia, să-și deslipească inima de ea și să o apropie de Dumnezeu, revenind astfel la normalitate. Astfel, el își schimbă reflexele egocentrice de a aduna și de a strânge în favoarea propriei persoane în reflexele jertfelnice de a se dărui pe sine în iubire desăvârșită lui Dumnezeu și semenilor. În același timp, această sărăcire de bunăvoie, prin mila pe care o arătăm față de cei aflați în nevoi, atrage asupra-ne mila lui Dumnezeu, care ne va dărui harul izbăvirii de patima arghirofiliei. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Poți asculta și alte înregistrări ale naratoarei Even Comunica. Capitolul 2. Originea patimii iubirii de arginți. A treia luptă o avem de dat împotriva filargiriei, pe care o putem numi dragoste de bani. Este un război străin de natura noastră, care pornește ori din blâncezeala unei minți bolnave și amorțite, ori dintr-o dragoste căldicică față de Dumnezeu. Căci celelalte vicii, altoite naturii omenești, par să aibă începutul în noi, parcă născându-ne cu ele. Foarte strâns legate de carnea noastră și mai de aceeași vârstă cu ea, apar în ființa noastră înainte de a fi în măsură să facem deosebire între bine și rău. Și deși chiar de la început pun stăpânire pe om, totuși, după o lungă osteneală, pot fi biruite. Această boală însă vine asupra noastră mai târziu și din afară și cu cât mai ușor poate fi evitată și respinsă, cu atât devine mai primeștioasă decât toate și mai greu de alungat. Dacă, neluată în seamă la început, a și pătrunsă în inimă, ea ajunge rădăcina tuturor relelor din care ies vlăstarele multor alte vicii. Oare nu vedem de pildă mișcările spontane ale cărnii, nu numai la copii, care fiind în stare de nevinovăție, încă n-au ajuns să se facă deosebire între bine și rău, dar chiar la cei micuți până și la sugari? Fără să se vădească în ei nici cel mai mic semn al plăcerii, totuși, dintr-un imbold natural, ei arată că posedă mișcările proprii cărnii. Nu vedem chiar la cei foarte mici violentele înțepături ale mâniei și nu observăm adesea că, mai înainte de a fi ajuns a cunoaște virtutea răbdării, sunt sensibili la nedreptățile pe care le suferă și simt până și jignirile unor vorbe spuse în glumă. Ba uneori, sub impulsul mâniei, până și dorința de a se răzbuna ar avea-o dacă nu le-ar lipsi puterea. Nu spun asta ca să dau vina pe condiția noastră umană,
ci ca să arăt că dintre aceste îmboldiri pe care le resimțim, unele sunt altoite în noi și chiar cu folos, altele sunt introduse însă din afară în noi, din cauza nepăsării sau a unei greșite libertăți de voință. Într-adevăr, pornirile naturale ale cărnii, menționate mai sus, ne-au fost altoite cu folos trupului nostru de providență pentru refacerea neamului omenesc, deci pentru a-i îmboldi pe oameni să-și lase urmași, nu pentru a se deda desfrâului și adulterului, fapte osândite chiar prin autoritatea legii. Chiar în țepăturile mâniei nu ne dăm seama că ne-au fost rânduite cu un scop foarte sănătos, ca indignându-ne împotriva viciilor și rătăcirilor noastre, să ne lăsăm stăpâniți mai degrabă de virtuți și de râvne spirituale, arătând lui Dumnezeu toată dragostea, iar fraților îngăduință. Știm cât de folositoare ne este chiar tristețea, care, odată modificată într-o simțire potrivnică, este numărată printre celelalte păcate. Într-adevăr, întristarea cea după frica de Dumnezeu este foarte trebuitoare și foarte pierzătoare cea după lume, de cum spune Apostolul. Căci întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire fără părere de rău, iar întristarea lumii aduce moarte. Deci, dacă am spus că aceste îmboldiri ne-au fost altoite în suflet de către Creator, nu va fi făcut răspunzător El că, folosindu-ne rău de ele, am preferat să le întoarcem spre vătămătoare slujiri și ținem să ne întristăm pentru profituri sterpe și lumești, nu pentru căința mântuitoare sau pentru alungarea viciilor, ori ne mâniem fără folos, nu împotriva noastră, ci contrar poruncii lui Dumnezeu, împotriva fraților noștri. Și dacă cineva a voit să folosească spre uciderea celor nevinovați fierul cel rânduit pentru o slujire folositoare, nu va fi găsit vinovat meșterul acelui obiect dacă ceea ce a făcut el bun și trebuitor pentru înlesnirea vieții l-a folosit celălalt pentru a ne aduce vătămare. Totuși, afirmăm că unele vicii se înfiripă fără nicio cauză naturală de mai înainte, ci după bunul plac numai al unei voințe nesănătoase și rele, așa cum este păcatul pismei și cel al filargiriei. Acestea, nestărnite de un imbold natural și deci neavând cauzele în noi înșine, sunt contractate din afară. Cu cât sunt mai ușor de ferit și mai lesne de ocălit, cu atât mai bolnavă fac totuși mintea odată ocupată și stăpânită de ele și cu greu o lasă să-și mai redobândească sănătatea. Și așa se întâmplă, mai ales pentru că, punându-și templul virtuților pe o altă temelie, nu merită să atingă culmea desăvârșirii. Pentru aceasta, nimănui să nu îi se pară neînsemnată și de disprețuit această boală, care așa cum foarte ușor poate fi ocolită, pe atât de greu poate fi lepădată, când a apucat să pună stăpânire pe cineva. Căci ea este izvorul și rădăcina tuturor viciilor și devine vatră încinsă de nestins a ticăloșiei, precum spune Apostolul, căci iubirea de arginți, adică dragostea de bani, este rădăcina tuturor relelor. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Poți asculta și alte înregistrări ale naratoarei Even Comunica. Capitolul 3. Manifestările filargiriei și folosul cunoașterilor. Ajungând în stăpânirea banului râvnit, pătimașul se chinuie mai amarnic și mai înverșunat cum să-l sporească, neliniștit unde să-l ascundă și cui să-l încredințeze. Este apoi apăsat de o mai strivitoare grijă ce să cumpere cu el sau prin ce negoț ar putea să-și dubleze câștigul. Când și acest lucru i-a reușit după dorință, o mai lacomă foame de aur se trezește în inimă și îl ațâță cu atât mai înverșunat, cu cât acum punea deoparte un mai mare câștig. Căci, odată cu sporirea banilor, se dezlănțuie o sălbatică lăcomie în el. Atunci, în sfârșit, își făgăduiește o viață lungă,
bătrâneți gârbovite, beteșuguri multe și felurite, care n-ar putea fi suportate la bătrânețe fără o sumă mai mare de bani strânsă la tinerețe. Așa este prins bietul suflet în încolăcirea de șarpe, în timp ce arde de dorința de a-și spori cu o și mai mare ticăloasă grabă această avuție rău strânsă, el se aprinde în lăuntrul lui de o boală ce-l sfâșie mai cumplit. Stăpânit numai de dorința de câștig, văzul inimii lui nu este îndreptat spre nimic altceva decât de unde ar putea să câștige bani. Nici o credință nu îi se mai vede în clipa când i-a zâmbit vreo speranță de câștig. De acum nu se mai înfioară de nicio minciună, de niciun jurământ, de niciun furt. Numai șovăie să-și calce cuvântul dat, să răbufnească în vijelia unei mânii pierzătoare, dacă din vina cuiva a pierdut vreun câștig sperat și nu stă în cumpănă să treacă peste măsura la care îl obligă cinstea și umilința. Aurul și speranța de câștig ajung să țină loc de Dumnezeu pentru el în toate momentele. De aici fericitul apostol, văzând otrăvurile primejdioase ale acestei boli, a declarat că ea este nu numai rădăcina tuturor relelor, dar chiar o închinare la idol când zice și lăcomia care este o închinare la idol. Observ, deci, la câtă decădere l-a dus pas cu pas această patimă, care prin glasul apostolului ajunge să fie numită chiar închinare la idoli sau la statui. Din această cauză, uitând de chipul sau de înfățișarea lui Dumnezeu, pe care slujind cu dăruirea lui Dumnezeu, ar fi trebuit să o păstreze nepătată în sine însuși, în locul lui Dumnezeu a preferat să privească și să iubească chipuri de oameni săpate în aur. Coborând astfel treaptă cu treaptă, se cufundă într-o stare din ce în ce mai ticăloasă, încât, nestrăduindu-se de aici încolo să mai păstreze, nu voi zice vreuna din virtuțile umilinței, dragostei sau supunerii, dar nici măcar umbra lor, se mânie de orice, murmură și oftează. Și nemai păstrând respect pentru nimeni, este dus spre prăpastie ca un cal sălbatic nesupus frâului. Și măcar că dispune de bani puși pe ascunzi la păstrare, se plânge că nici chiar încălțăminte și îmbrăcăminte nu are. Patima nu-i mai îngăduie să respecte nici ceasurile de rugăciune, nici măsura posturilor, nu-l lasă să-și îndeplinească nici îndatoririle unor activități oneste, numai să-și poată sătura apriga patimă de bani sau să-și satisfacă trebuințele zilnice. Crezând că își stinge dogoarea patimii câștigând, și-o aprinde însă și mai mult. Unii, alunecând de aici spre adâncul prăpastiei, sunt duși într-o prăvălire fără oprire spre moarte. În atât de vătămătoare și nimicitoare îndeletniciri se pierd, încât se rostogolesc până în fundul iadului, odată ce refuză să se călăuzească după acea povață a apostolului ca, având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea să fim îndestulați. Dimpotrivă însă, voind să se îmbogățească, cad în ispita și în cursa diavolului și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și pierzanie. Căci iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns de multe dureri. Să nu îi separă nimănui cerințele acesteia drept lucruri fără rost și supărătoare. Negreșit, fără a fi înfățișat mai întâi felul rănilor și fără a fi cercetate începutul și cauzele bolilor, nici bolnavilor nu le va putea fi asigurată îngrijirea cuvenită și nici celor sănătoși putința de a-și păstra o sănătate desăvârșită. Tămăduirea patimii. Să fim imitatorii apostolului și ai întregii biserici primare sau ai părinților, care în vremurile noastre sunt urmașii virtuților și desăvârșirii acestora. Să nu ne împăcăm cu propriile noastre judecăți,
făgăduindu-ne desăvârșirea evanghelică după această călduță și nenorocită stare de credință. Dimpotrivă, mergând pe urmele acestora, să căutăm a nu ne mai amăgi singuri, ci să tindem spre așa o disciplină, încât, rupându-ne cu adevărat de această lume, să nu mai păstrăm, sub imboldul credinței, nimic din cele ce am disprețuit. Prin urmare, să alungăm din inimă și acest dușman primejdios, care pe cât de ușor poate fi biruit, pe atât de rușinos și de plin de ocară, este a fi biruit de el. O biruință desăvârșită și un triumf definitiv va dobândi cel a cărei conștiință nu va fi pângărită, precum se spune, nici chiar de o para. Căci cel atras de o sumă oricât de mică, odată ce lăcomia a prins rădăcini în inima lui, nu este posibil să nu se aprindă mai departe de văpaia unei dorinți și mai mari. Ostașul lui Hristos va fi biruitor și chiar ferit și la adăpost de orice asalt al lăcomiei, atâta timp cât Duhul cel rău nu va fi semănat în inima lui porniri spre această patimă. De aceea, oricât de atenți trebuie să fim în general la capul șarpelui, în toate felurile de păcate, aici însă, mai ales, se cuvine o veghe și mai trează. Odată pătruns în inimă, hrănindu-se din propria ei substanță, va stârni incendii mai aprinse. Pentru aceasta, trebuie nu numai să ne ferim de a fi în stăpânirea unor sume de bani, dar chiar și dorința după ei să o alungăm cu totul din suflet. Căci trebuie evitate nu atât efectele lăcomiei de bani, cât mai ales stârpită din rădăcini patima de bani. Nu ne va fi de niciun folos a nu avea bani dacă dorința de a-i avea stăruie în noi. Chiar fără a avea bani, poate suferi cineva de boală lăcomiei de avere și să nu-i aducă niciun folos sărăcia dacă n-a fost în stare să-și stârpească această patimă, complăcându-se în lipsă, nu ca urmare a virtuții, ci constrângându-se cu durerea inimii să poarte povara la care este obligat. Așa cum declară cuvântul evanghelic că pot fi în păcatul desfrânării chiar cei cu trupul nepângărit, tot astfel, după simțământul și mintea lor, pot fi osândiți la un loc cu cei avari, chiar cei foarte lipsiți de bani. Căci le-a lipsit acestora prilejul de agonisire, nu și pofta însă, a cărei alungare dă în mod obișnuit mai mult drept la cunună înaintea lui Dumnezeu decât constrângerea. Deci să ne silim să nu se risipească în van câștigul ostenelilor noastre, căci este un lucru dureros să înduri urmările sărăciei și lipsurilor și să pierzi roada atâtor strădanii din vina unei voințe bolnave. Vrei să afli cât de primejdioase și nimicitoare lăstare dă această patimă spre pieirea cui le-a lăsat să ardă și cum se dezvoltă într-un frunziș de tot felul de vicii, dacă nu va fi stârpită din rădăcini? Uită-te la Iuda, cel socotit în numărul apostolilor, cum l-a dus la pierzanie cu otrava lui acest șarpe, al cărui cap n-a vrut să-l strivească la vreme. Prins în plasa lăcomiei, într-o cât de adâncă prăpastie l-a împins, de la convins să vândă pe însuși răscumpărătorul lumii și mântuitorul neamului omenesc cu doar 30 de arginți. Acesta n-ar fi alunecat niciodată până la o atât de josnică trădare, dacă nu s-ar fi molipsit de boala patimii de bani și dacă nu s-ar fi obișnuit să-și însușească pungile încredințate lui. Este o pildă destul de clară și de înfricoșătoare a puterii tiranice, care, cum am mai spus, odată ce a robit sufletul cuiva, nu-i mai îngăduie să respecte nicio regulă a onestității și nu se simte sătul cu niciun câștig, oricât de mult ar agonisi. După ce Iuda a primit pungile destinate ajutorării săracilor, lăsate în seama lui, ca doar, săturându-se în fine din belșugul banilor, să-și pună frâu patimii lui aprinse, atâta bănet i-a învăpăiat inima de o sete și mai arzătoare, până într-atât încât nu se mai mulțumi să sustragă pe ascuns pungile, ci ajunse să-l vândă pe Domnul.
Acestei patim deslănțuite nu-i mai ajunge nici grămada tuturor bogățiilor. Căci nu prin bogății, ci prin sărăcie îi se pune capăt acestei patim dezlănțuite. Totuși, niciun sărac să nu se întristeze de asta, căci nu este om care să nu aibă ce părăsi. Oricine și-a stârpit din rădăcină orice dorință de a poseda ceva, a renunțat la toate bunurile lumii. Deci, biruința desăvârșită asupra patimii de bani este a nu îngădui să stăruie în inima noastră nici cea mai slabă flăcăruie pentru o oricât de neînsemnată para, știind neîndoios că mai târziu nu vom fi în stare să stingem focul stârnit în noi nici de cea mai mică scânteie. Căci dacă toate roadele renunțării noastre ajung zadarnice, ne va putea fi adresat și nouă acel cuvânt spus bogatului din Evanghelie prin glasul Domnului: Nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi? Așa cum le spunea tesalonicenilor că a muncit pentru a le da un model de imitat, la fel și aici adaugă ceva asemănător când zice: Toate vi le-am arătat vouă, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să-i ajutați pe cei slabi, desigur, cu mintea sau cu trupul. Adică să ne grăbim a-i reface pe aceștia mai degrabă prin truda noastră și cu banii agonisiți din sudoarea muncii și nu din prisosul belșugului, sau cu banii puși deoparte, ori din dărnicia și avutul altuia. Și tocmai acest lucru spune că este porunca Domnului, fiindcă El însuși, adică Domnul Iisus, a zis: Mai fericit este a da decât a lua. Mai fericită este dărnicia binefăcătorului decât lipsa nevoiașului. Dărnicie făcută nu din banii câștigați din necinste și rea credință sau din comorile ascunse ale zgârceniei, ci cea din rodul muncii personale și din sudoare sfântă. De asemenea, este mai fericit a da decât a lua, deoarece deși sunt deopotrivă de săraci și cel ce primește și cel ce dă, totuși acesta, prin osteneala lui, se străduiește să agonisească și pentru satisfacerea trebuințelor lui și să dăruie cu pioasă râvnă celui în nevoie. Împodobit cu un dublu har, el se bucură și de deplina sărăcie a lui Hristos prin lepădarea de bunurile sale, dar își îngăduie și dărnicia celui bogat prin osteneala și simțirea lui. Cel dintâi cinstește pe Dumnezeu prin cuvenitele strădanii, închinându-i în dar din roadele dreptății sale, celălalt însă, moleșit de toropeala trândăviei și de nepăsare, se dovedește a fi nevrednic. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Poți asculta și alte înregistrări ale naratoarei Even Comunica.